Elevii Colegiului Național Economic Teodor Costescu au vizitat ieri, 2 martie, elevii Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din Șimian, în cadrul unui proiect educațional denumit Împreună producem, promovăm și comercializăm Ecopan. Astfel, zeci de elevi ai Colegiului Economic au învățat cum să pregătească produse de patiserie, după ce tinerii pasionați de brutărie le-au explicat modul de lucru. Am venit în primul și primul rând în cadrul proiectului Ecopan, făcut în școala Altfel. Am făcut produsele de patiserie și am trecut la treabă după ce ne-au învățat doamnele și să sperăm că au ieșit bine. Am primit vizitele colegilor noștri de la Colegiul Național Economic Teodor Costescu pentru a desfășura un proiect împreună educațional. Împreună producem, promovăm și comercializăm. Pentru a promova aceste produse, colegii noștri de la Colegiul Național Economic Teodor Costescu au venit să vadă procesul tehnologic pentru a obține produsele de patiserie și produsele de panificație și pentru a ne ajuta la producerea acestora. Această activitate a pornit în urma unei nevoi ce a fost identificată la școală și anume dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor. Având în vedere că noi suntem de la Colegiul Național Economic Teodor Costescu și noi acolo învățăm să facem promovarea, marketingul și vânzarea produselor, am considerat că acest proiect este oportun, deoarece împreună să învățăm să le și producem, da? Să avem și produsul palpabil pe care noi la școală să învățăm să facem prețul, să facem promovarea și să învățăm să-l vindem. Acest proiect mai amplu pe care noi l-am stabilit în luna aceasta, vrem să promovăm profilul de industrie alimentară care este unic la nivel de județ, deci nu mai la Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu, există profilul de tehnician în industrie alimentară. Astfel, cu ajutorul acestui parteneriat între cele două unități de învățământ, elevii au putut face schimb de experiență, au învățat unii de la alții și în timpul acestui proces s-au putut bucura de o zi petrecută altfel la școală.